Să trăiți la mulți ani! După o gură de apă sfințită care să le aducă noroc, pescarii au mers pe râul Jiu pentru a încerca să prindă pește cât pentru o masă cu familia. După atâtea sărbători, știți cum este mâncarea? Da. Relaxați? Relaxare, exact. Cam câte bucăți ați prins? Nici nu mă uitam în plasă. Da, cred că este ceva. Destul pentru o friptură. Să zicem, dar e familia cam mare. Ar trebui să tragă, da? Nu vrea. Pentru unii, astăzi a fost prima zi de pescuit din acest an și au spus că e musai să meargă la baltă să prindă ceva, mai ales în ziua în care toate apele sunt sfințite. Am profitat de faptul că am vizat permisul. Ați obținut permisul? L-am vizat pe anul ăsta. Și am vrut să văd dacă am noroc, dacă astăzi nu merge. Frig. În trecut, pescarii și vânătorii părăseau satele și plecau în păduri, unde suportau preț de câteva ore gerul bobotezii. Chinurile frigului le aduceau acestora pentru un an întreg noroc la vânătoare și pescuit.